Stimați Suceveni, nu candidez pentru mine. Vreau să-mi pun experiența, anii de școală pe care i-am făcut, relațiile pe care le-am la nivel național și nu numai, în slujba dumneavoastră și a dezvoltării acestui oraș. Copiii mei vor trăi în continuare în acest oraș. Copiii dumneavoastră la fel. Dacă și ai mei și ai dumneavoastră vor fi fericiți, vor avea locuri de muncă, vor avea respect din partea autorităților, vor avea parcuri, vor avea locuri de distracție, vor avea locuri unde să învețe ce înseamnă aia cultură, ce înseamnă aia patriotism, vor avea locuri unde se ducă să facă sport, să se întrețină, înseamnă că și eu și dumneavoastră ne-am făcut datoria. Dacă mergem în continuare pe aceeași logică și pe aceeași politică de a cârpi și de a nu face nimic niciodată în mod real, copiii noștri, ai mei și ai dumneavoastră, vor trăi uitându-se la alți copii din alte județe, din alte municipii, din România și din străinătate, crezând că ei trăiesc pe alte lume. Oferiți-vă șansa de a schimba lucrurile. Oferiți-vă șansa de a oferi copiilor dumneavoastră un viitor mai bun. Sunt aici, vă stau la dispoziție, știu și pot schimba lucrurile. Vă mulțumesc!